Frigul în oase este tradiția cu care bucureștenii s-au obișnuit din cauza avariilor în lanț la sistemul de termoficare. Sărbătorile petrecute în apartament nu sunt în costum și rochie, ci cu bluză groasă și câteodată chiar cu fesul pe cap. De Revelion situația va fi una asemănătoare și asta pentru că de mai bine de o săptămână aproximativ 1000 de blocuri în fiecare zi rămân fără agent termic. Din cauza reparațiilor care întârzie să apară, primăriile de sector au luat problema în propriile mâini și au început să facă investiții în centrale provizorii. Chiar și așa, punerea lor în funcțiune este una greoaie. Acum câteva zile a pus-o. Nu știu dacă încă funcționează, dar se lucrează la ea prin tot mașini cu muncitor colegi. E păcat că se numește cartierul aviației. Aici este dezastru cu mizeria, nu căldură, nu apă caldă. E un dezastru. Apă caldă mai este așa, un pic călduță, dar căldură deloc. Deci au luat lumea calorifere, vreau să vă zic că e. Dar și ăla când a venit lumina nu o să fie atât de ușor. Primăria sectorului 1 a scos deja din bugetul local 30.000 de euro pentru închiriere și punere în funcțiune. Totodată, primăria sectorului 2 a trecut de Consiliul Local un astfel de proiect de achiziție. Și primăria municipiului București urmează să achiziționeze 6 puncte termice provizorii. Pentru anul viitor, municipalitatea și-a propus să repare doar 30 de kilometri de rețea. Anul acesta au reușit să restaureze aproximativ 15 kilometri. Astăzi, cel mai afectat sector a fost sectorul 2, cu peste 580 de blocuri fără apă caldă și căldură.